Medicul de familie Filip Panait de la Bâra este de săptămâna trecută doctor în medicină cu o teză de doctorat susținută la Facultatea de Medicină Victor Papilian de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este un așa zis examen, este mult mai mult decât un examen. Durează o oră și ceva, la un examen durează 10 minute, e plecat acasă. Aici trebuie să prezinți o teză de doctorat în care prezinți niște ipoteze pe care o comisie formată din specialiști le analizează și emit o concluzie, o decizie. Da, spuneți-mi, dumneavoastră la Sibiu este facultate de medicină? Da, la Sibiu, în Centrul Universitar Sibiu, la Universitatea Lucian Blaga. Au făcut este acolo o universitate de stat sau particulară? De stat. Este un consorțiu de facultăți în care este și Facultatea de Medicină Victor Papilian. De ce tocmai la Sibiu v-ați dus și nu v-ați dus mai aproape la Iași unde în primul ați absolvit rând, facultatea? Știu. Am vrut să mai schimb și eu școala cu un alt stil de învățământ. Adică am vrut, să văd Ardealul. Să văd cum gândesc ei acolo mai nemțește, dacă tot este orașul lui președintelui, da, dar când am intrat eu la doctorat nu era președinte, deci n-are nicio legătură una cu alta. Dar cât durează înscrierea asta la un doctorat? 3 ani la facultățile tehnici și la universitate, iar la medicină 4 ani, un doctorat. Teza de doctorat a medicului Filip Panait are o temă de chirurgie traumatologie intitulată Tratamentul și monitorizarea bolnavului vârstnic cu fractură de col femural. Eu am intrat pe o teză de chirurgie, da, o teză de chirurgie pe ortopedie traumatologie. Domnul profesor Ioan Bayer, care era coordonatorul meu, era ortoped. Și atunci coordonatorul, conducător de doctorat, deci nu este doar coordonator că te ajută să faci, el îți dă comandă, aia faci. Și atunci mi-a dat o temă referitoare la fractura de col femural pentru persoane vârstnice, deci peste 60 de ani. Și m-am executat. Adică un doctorant este un cercetător în realitate. Deci titlul acesta de doctor în științe medicale nu prea înseamnă mult pentru un român sau sensurile sunt puțin neclare. În realitate ești un cercetător și tu trebuie să dovedești că ești capabil să cercetezi o anumită temă pe care ți-o dă conducătorul tău de doctorat, pe care el o consideră importantă. Pentru că școala doctorală are niște obiective. Teza de doctorat a medicului Filip Panait are și 2 teme interesante, una legată de introducerea brevetului său de invenție despre pansamentul circular și cea de-a doua legată de cercetarea infecțiilor intraspitalicești în secțiile de chirurgie și traumatologie. Există alte prevederi legale și există tratate internaționale la care România este cosemnatară, inclusiv tratatul european, în care noi ne angajăm să stimulăm cercetarea. Ori lucrarea doctorală și postdoctorală înseamnă cercetare pură. Statul român se folosește de... Acolo când este un doctorat pe bune. Da, este pe bune, că am muncit 6 ani de... Plus că am aici un brevet de invenție. Deci un capitol se ocupă de o invenție. În al doilea rând am un studiu referitor la infecțiile din secțiile de chirurgie, mai ales ortopedie, pe 8 ani întins, în care am studiat infecțiile acestea din spital, pe toate fețele, am făcut asocieri între diverse infecții, diverse momente ale spitalizării sau alte principii pe care le-am folosit, în așa fel încât să obțin niște rezultate excelente pentru minister. Brevetul de invenție al medicului Filip Panait a primit, după cum se știe, mai multe premii la saloanele internaționale de inventică. Deci, în primul rând, în 2013, am depus cererea de brevet de invenție la Oficiul Român pentru Invenții și Mărci la București. O simt. În ce stadiu sunteți? Așa. Au trecut 18 luni, urmează să primesc decizia finală, hotărârea de eliberare a brevetului sau nu. Pentru că o cerere de brevet de invenție este supusă unui test mondial.
nu este ca o teză de doctorat care trebuie să fie o noutate în țara ta, ci trebuie să fie pe plan mondial o noutate. Asta semnifică faptul că cei de la Oficiul de Invenții și Mărzi din București transmit brevetul meu, cererea mea de brevet și toate caracteristicile la toate oficiile de invenții din fiecare țară a globului. Și durează cam 2 ani o cercetare de loc. Așa. Rămâne ca în perioada următoare medicul Filip Panait să facă demersurile necesare pe lângă Ministerul Sănătății, Președinția României și la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru ca și medicii de familie deținători ai titlului științific de doctor în medicină